Liga 1 își intră în drepturi după cele 3 săptămâni de pauză datorată jocurilor echipei naționale cu Ungaria și Turcia. Etapa 7-a va debuta cu derbiul rundei dintre Pandurii Târgu Jiu și Dinamo București, programat mâine la ora 20:30. Sâmbătă de la ora 21:30 este programat duelul dintre Steaua și Săgeata Năvodari. Derbiul orgoliilor clujene dintre U Cluj și CFR Cluj se va disputa duminică de la ora 21:30. Tot duminică se va disputa partidele Corona Brașov, Gaz Metan Mediaș de la ora 17, Petrolul Ploiești Concordia Chiajna de la ora 19 și Oțelul Galați Astra Giurgiu de la ora 19:30. Luni sunt programate ultimele jocuri ale rundei cu numărul 7. De la ora 19 sunt programate disputele dintre Viitorul Constanța FC Botoșani, Ceahlăul Piatra Neamț FC Brașov, iar de la ora 21:30 FC Vaslui ACS Poli Timișoara.